Bună dimineața și bine ați revenit pe canalul Gădina lui Dan. Acesta este ultimul episod, ultimul videoclip făcut în bucătărie din acest sezon. Astăzi suntem în data de 16 martie, este ora 6 dimineața și astăzi eu semăn ultimele semințe de tomate din sezonul 2020-2021. Scopul acestui videoclip este să vă mai arăt încă o dată cum semăn eu semințe de tomate, cum am semănat semințe de tomate. Ați văzut că am foarte multe tomate și foarte multe de repicat care trebuiau repicate acum 2 săptămâni, acum o săptămână, dar din cauza timpului, temperaturilor de afară, nu am reușit să le repic pentru că nu mai am spațiu în interior la mine și acele tomate trebuie să le duc în alte două solare pe care le-am închiriat în sat. Deja la unul se lucrează, mai sunt câteva roșii de repicat, cred că se termină astăzi și tot astăzi sper să reușesc să repic în alt solar. Vreau să vă arăt în acest videoclip și cum fac eu etichetele de plastic pentru alveole. Ați văzut că la mine fiecare alveolă cu semințe semănate, deci alveolele cu celulele mici sunt etichetate. Fiecare alveolă are etichetă. Și am avut solicitări în comentarii, mai multe solicitări despre aceste etichete, cum le construiesc. Și m-am gândit să vă arăt live ca să nu mai existe dubii cum procedez. În primul rând, o să vă mai arăt încă o dată cum semăn eu semințele de tomate și după care o să vă arăt cum fac acele etichete. Nu mai contează ce semințe am aici în această farfurie, de ce tomate este vorba. Vreau doar să vă arăt modalitatea de lucru, cum am procedat eu cu toate tomatele din acest sezon. La semănarea semințelor de tomate, eu am folosit alveolele de 104 celule și am procedat în felul următor. Semințele le pun pe o farfurie, după care cu ajutorul unui creion, deci un creion pur și simplu, care are gumă de șters, da? Vin și iau fiecare sămânță, vedeți cum rămâne lipită de gumă, și o introduc în turbă. Eu am semănat câte 5 semințe în fiecare celulă, în felul acesta. O adâncesc exact cât este guma, adică maxim 5 mm, o jumătate de centimetru. Și una câte una ajunge fiecare unde trebuie. După ce termin de semănat, acopăr din nou cu turbă, le ud și le duc în spațiul de germinare. Da? Pentru germinarea semințelor tomate avem nevoie de o temperatură de 22-24 de grade Celsius. Germinarea la această temperatură durează în jur de 6-7 zile. Și după răsărire trebuie să scădem puțin temperatura. Deci foarte simplu și foarte ușor. Procedez cu această gumă a creionului. Acum, în continuare, după ce termin de semănat și de făcut etichete în fața dumneavoastră, o să filmez încă un videoclip la lămpile cu lumină artificială. Să vă arăt rasadurile de acolo. Aștept să se lumineze afară mai bine ca să pot să aduc din solar alveole din aceeași serie cu alveolele pe care le am în casă. Să vă arăt ce diferență este între cele din solar și cele din casă. Ați văzut, așa am semănat eu toate semințele de tomate în acest sezon, sezonul 2020-2021. Astăzi fiind
data de 16 martie, eu semăn ultimele semințe de tomate. Mai am de semănat castraveți și dovlecei pe care o să-i semăn săptămâna viitoare. Sper să pot să vă arăt și atunci să fac un videoclip și atunci să vă arăt exact cum semăn acele semințe, ultimele semințe de castraveți și dovlecei. Și mai vreau să vă spun că odată cu data de 15 martie puteți să semănați și dumneavoastră, aceia dintre dumneavoastră care faceți răsaduri pentru curțile dumneavoastră, semințele de tomate pentru spațiul neprotejat, adică pentru grădină. Cam aceasta este data optimă în care putem să începem semănarea semințelor de tomate pentru spațiul neprotejat. Pentru o plantare undeva la data de 1 mai. O să vă arăt cum construiesc eu aceste etichete din capace de găleți, după cum v-am spus. Deci am aici două capace de găleți. Găleți de la materiale de construcție în general, adică acelea sunt majoritatea albe. Eu le colectez de câte ori mă întâlnesc cu ele, le aduc acasă tot timpul anului. Și iarna, când am nevoie de etichete, le am acolo și mă apuc de tăiat. Deci vedeți, da, sunt capace de găleți, pur și simplu. Și procedez în felul următor. Cu un cutter decupez marginea. Este o operație mai dificilă și periculoasă în același timp. Partea dreaptă și partea aceasta nu mă interesează, o să o arunc, da? Apoi procedez și aici. La fel, da? După care, cu ajutorul unei rigle și a unui creion, să iau creionul cu care am semănat, trasez niște linii pe această bucată de plastic. În felul acesta. După care pe aceste linii tai cu o farfecă. Eu am o farfecă mai babană, așa, mai masivă, mai puternică și care taie foarte bine. Exact așa procedez. Am făcut niște fâșii din acest plastic pe care îl modelez în felul următor.
Și uitați-vă cât de repede am făcut 5 etichete. Din acest capac, cred că fac în jur de 12-13 etichete, da? Cam așa arată el. Pe aceste etichete cu un marker permanent, m-a întrebat cineva și cu ce scriu pe aceste etichete. Scriu cu un marker permanent, care le găsim pe toate drumurile, da? Scriu așa, Ardei gras. Vedeți? Acum markerul se șterge, încă este proaspăt, dar lăsat să se usuce, acest scris nu o să se ia niciodată. Niciodată vă spun eu că am etichete scrise de acum 3 ani de zile, pe care le-am udat de 50 de ori, au stat în soare, au stat în condiții de umiditate și acest scris a rămas permanent. Eu adesesem aici pe masă și etichete din acestea de cumpărat, pentru că găsim să cumpărăm. Nu mai știu exact ce preț au aceste etichete. Eu am cumpărat, cum am întâlnit cu ele, pentru că o să folosesc aceste etichete la ghivecele mari. Când merg cu ele la vânzare, sunt mai frumoase, așa, se scriu pe ele prețuri și denumirea plantelor. Dar au un preț cuprins între 50 de bani și 1 leu, nu știu exact, nu mai știu exact cât am plătit pe ele. Și vă dați seama, dacă trebuia să cumpăr câteva sute, era un cost destul de mare pentru această etichetă, ca să zic așa. Plus că acestea sunt înalte și eu cum folosesc acele raft în casă, n-aș fi putut să le țin pe în albeole pentru că erau înalte și spațiul la mine între tăvi este de, nu știu, 10 cm. Și acestea sunt perfecte pentru acest timp de germinare. Acum vreau să vă arăt și cum fac etichetele mari. Da, pentru etichetarea grupelor de răsaduri după repicare. Anii trecuți am avut așa. Vedeți? Din tot capacul am scris denumirea produsului acolo și pe parte și pe alta și am lipit eu niște bucăți de lemn care într-un sezon putrezesc. Vă dați seama că astea stau înfipte ori în alveolă, ori pe acolo, pe margine, în pământ, unde este umiditate mare tot timpul. Și aceste piciorușe de lemn, să știți că putrezesc foarte repede. Deci într-un sezon putrezesc. Astea sunt câteva care mi-au scăpat întregi, ca să zic așa, dar oricum și astea sunt putrede. Ia uitați ce ușor se rupe. Da? Au putrezit. Și am schimbat modelul anul acesta și am procedat în felul următor. Am făcut unele mai frumoase, mai cuchete și cu piciorușe de fier. A să vedeți ce fier folosesc. De fapt, e aici pe masă. Am folosit electrozi de sudură. Am avut la îndemână. Aici este un capac de la o cutie. Am găsit eu ca formă. Simetrie perfectă între ele. Îmi place totul să fie la fel. Și am desenat două capace pe acest capac de găleată. Asta îmi permite să fac dintr-un capac două etichete. Și decupesc pe liniile pe care le-am desenat. Așa am obținut două etichete pentru grupele de repicat, grupele repicate, să zic așa. La care o să fac două găuri. Mi-am adus o bucățică de lemn să nu găuresc masa. O să fac aici. Dar cumva trebuie să măsur. Știu că am adus și ruleta, dar nu o găsesc acum. Da, trebuie să măsurăm jumătatea
înainte să facem găul, eu o să fac acum așa. Da? Ca să stea eticheta dreaptă, trebuie să dăm găul exact în jumătatea lungimii. Și o să fac un cogaur aici. Ups. Și am făcut două găuri, după care am spus folosesc electrozi. A fost la îndemână și s-a dovedit a fi foarte bun. Electrodul așa, trec și prin gaura de sus și am obținut o etichetă pe care pot să o pun oriunde vreau în solar. Chiar și în alveolă, chiar și în, pe margine, înfiptă în pământ. Și această etichetă nu o să se distrugă, cred că nici în 5 ani, vă dați seama. Aici avem un fier, aici avem un plastic pe care scriem cu markerul permanent. O să scriu și pe asta. O să scriu exact ce urmează să repic eu ca să și folosesc. Iute. Mic. Da, am scris iute mic pentru că am două modele de ardei iute. Vedeți că s-au prins și lămpile între timp, s-a făcut 7 dimineața. Iute mic, da? Și astea sunt etichetele pe care le folosesc eu și așa le construiesc. Cam atât a fost pentru acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. În continuare o să fac un videoclip acolo la plantele din casă, pe care sper să-l urmăriți cu plăcere. Până data viitoare, vă doresc numai bine!